Bun găsit, dragii mei! Emisiunea de astăzi este puțin mai altfel decât cele cu care v-am obișnuit până acum, pentru că, de data aceasta, am ales studioul Info HD și nu o altă locație. De ce am făcut această alegere? Pentru că în această emisiune l-am invitat pe astrologul Andrei Sora, care ne va vorbi despre zodiacul chinezesc. Bine ai venit, Andrei! Bine te-am găsit, Evelina! Te salut și pe tine și pe telespectatori! Spune-mi, Andrei, ce asemănări și ce deosebiri sunt între zodiacul chinezesc și cel european? Și mai vreau să-mi spui și caracteristicile fiecărei zodii în parte, dar și ce ne rezervă astrele în acest an. Mai ales că peste câteva zile intrăm în zodiacul chinezesc, în anul calului de lemn. Da. Evelina, să încep întâi cu asemănările, după cum m-ai întrebat. Ca și asemănări sunt o 12, deci asta este prima asemănare. O a doua asemănare ar fi legată de calitatea sau de interpretarea fiecărui semn zodiacal în parte. Astfel încât în zodiacul european se vorbește de 12 zodii, care pot fi obiecte, pot fi animale sau chiar umane. În zodiacul chinezesc, toate zodiile, toate semnele zodiacale sunt semne animaliere. Ei bine, o altă asemănare este dată cumva de interpretarea fiecărui semn. Odată cu cucerirea de către Alexandru Macedon a Persiei, a unei bune părți a Indiei, au pătruns în Orient o parte din ideile elenistice, implicit și astrologia. Ei bine, aceste idei au migrat din India înspre China și s-au amestecat, să spunem așa, cu filozofia aceea din China. Și automat, cele 12 zodii din horoscopul chinezesc au cam aceleași trăsături cu cele 12 zodii din zodiacul european. Spre exemplu, șobolanul, ca și semn zodiacal al horoscopului chinezesc, este în analogie aproape perfectă cu semnul european al săgetătorului, astfel încât cei născuți sub semnul șobolanului în China sau la chinezi sunt foarte asemănători ca și trăsături, ca și caracteristici cu cei născuți în săgetător. O altă analogie se realizează între semnul bivolului sau al boului, depinde de zona geografică orientală, să mai în China se numește bou, dar în Japonia, dacă nu mă înșel, se numește, în Japonia sau în Vietnam se numește bivol, este în analogie cu semnul capricornului. O altă analogie se construiește între semnul tigrului și cel al vărsătorului, precum și între semnul iepurelei sau pisicii și semnul peștilor. Semnul dragonului este cumva analog cu semnul berbecului. Semnul șarpelui este analog cu semnul taurului, semnul calului este analog cu semnul gemenilor, semnul caprei este în analogie cu semnul racului, semnul maimuței este în analogie cu semnul leului, semnul cocoșului este deci în analogie cu semnul fecioarei, cel al câinelui cu semnul balanței și mistrețului cu semnul scorpionului. Și acum le voi detalia puțin. Șobolanul este în analogie cu săgetătorul, pentru că căci se spune că șobolanul este cumva mai adaptabil, se adaptează la orice circunstanță, la orice condiție, este un semn care se bazează, mizează cumva pe adaptabilitate și automat s-a găsit cumva o analogie cu șobolanul, care și el este foarte adaptabil, nu ca și animal. Iarăși, bivolul este în analogie cu capricornul. Ce înseamnă bivolul? Un animal de muncă, un animal care ajută, un animal, să spunem, responsabil, un animal puternic, un animal care e obișnuit cumva cu ipostaza aceea muncii. Și automat și capricornul este un semn muncitor. Deci, iarăși o analogie între bivol și capricorn. O altă analogie se construiește între tigru și vărsător. Tigru este un animal maestos, este un animal, cum să spun eu, regal într-un fel și automat nobil. Idealurile vărsătorului sunt iarăși nobile, sunt iarăși aspiraționale și automat se construiește această congruență. Iepurele sau pisica, mă rog, iepurele, pentru că așa este denumit oficial, pisica doar în Vietnam, dacă nu mă înșel, iepurele este un animal mai temător, este un animal cumva mai fricos într-un fel. Automat se construiește analogia cu semnul peștilor, care și iarăși este cumva mai temător de la viață. Deci iarăși o analogie perfectă, venită, bineînțeles, prin intermediul ideilor elenistice care au pătruns din Persia întâi, apoi în India și din India în China. Deci toate sunt legate. Se arată că culturile respective aveau un contact încă din vremuri străvechi. Iarăși referitor la dragon, dragonul este un animal fantastic de data aceasta.
puternic, tare, combativ, cumva o icoană, între ghilimele, a luptei, a puterii, a forței și este în analogie cu semnul berbecului, care și iarăși este destul de marțial, destul de combativ. Semnul șarpelui este în analogie cu cel al taurului, asta pentru căci șarpele se spune că este foarte rafinat, dar și cumva mai, să spunem, un pic mai șmecher. Și automat există o analogie între tauri, care iarăși este un semn pragmatic, un semn practic, și șarpe. Calul este în analogie cu gemenii, asta pentru că gemenii prețuiesc foarte, foarte mult libertatea, prețuiesc foarte mult mișcarea, adaptarea la orice postură și iarăși calul, fiind un animal prin excelență mobil, se află într-o analogie puternică cu gemenii. Semnul caprei este în analogie cu semnul racului, pentru că capra a fost privită întotdeauna în culturile tradiționale ca un mijloc care asigură cumva subzistența sau hrana. Și automat racul este iarăși un semn care se relaționează, să spunem așa, destul de mult pe ipostaza aceasta a hrănirii, pe ipostaza aceasta a maternității. Maimuța se află în analogie cu leul, pentru că maimuța în spiritul oriental este considerată un animal cumva dramatic. Știi că există și în limba română a te maimuțări, cumva a dramatiza. Și automat maimuța este privită ca un semn care ține foarte mult la dramatizarea emoțiilor, la dramatizarea sentimentelor și este în analogie deci cu semnul leului. Cocoșul este în analogie cu semnul fecioarei, pentru că, la fel ca și multe dintre fecioare, cocoșul pare să fie cumva mai lăudăros, pare să fie cumva mai cochet, să spunem așa, și caută cumva să fie cât mai băgat în seamă, să spunem așa, știi? Nu vreau să te contrazic, dar cunosc fecioare care nu prea sunt așa. De obicei, așa, mai așa se spune. De la Exact. Așa se spune cel puțin în prisma orientală. Câinele este în analogie cu balanța, pentru că câinele este prezentat în Orient drept un animal loial, deci drept un animal cumva afectuos și balanțele sunt foarte loiale, foarte afectoase și automat se construiește această relaționare între balanță și zodia câinelui, iarăși pe ideea de loialitate. Iar mistrețul este sau zodia porcului, pentru că mistreț este cunoscut în unele state orientale și este cunoscut zodia ca și porc în China propriu-zisă, este în analogie cu scorpionul. Ei bine, orientalii nu privesc foarte bine zodia scorpionului, zodia mistrețului, o privesc cumva mai lacumă, ci cumva mai sălbatică. Chiar și mistrețul în sine ne duce la ideea de faună, la ideea de pădure, la ideea de cumva de sălbăticie. Și așa se construiesc legăturile între zodiacul european și zodiacul chinezesc, pe baza acestor relaționări, să le spunem așa, sincronizări între semnele zodiacale. Ei bine, și acum, dacă îmi permis, te rog să trec la capitolul deosebiri. Când vine vorba de deosebiri, sunt destul de multe. În primul rând, ca și o deosebire foarte evidentă, în zodiacul european, zodiile se construiesc pe luni, în funcție de prezența soarelui. În cel chinezesc, zodiacul sau semnul zodiacal este unul anual, deci nu se împarte pe luni, ci se împarte cumva pe ani. Întotdeauna începutul anului chinezesc este dat de către anul chinezesc și, prin urmare, și a semnului zodiacal, care va domina, va patrona acel an, este dat de către intrarea, este dat cumva mai bine spus de prima lună nouă care are loc de la intrarea soarelui în semnul vărsătorului. Așa gândim noi occidentali și așa determinăm anul chinezesc. Iarăși, acest horoscop chinezesc are o vechime aproape la fel de mare, să spunem așa, la fel ca și cel european, undeva la vreo 3.000 de ani, poate chiar mai bine, dar el se păstrează în forma actuală începând cu secolul al IX-lea. În acest an vom trece în anul calului de lemn, începând cu data de 31 ianuarie 2014, anul acesta, și acest an zodiacal al calului de lemn va dura până pe 18 februarie 2015. Iar după 18 februarie 2015 vom intra în anul caprei de lemn. Anul calului de lemn are o valență care se rezumă la un cumva la un cuvânt cheie, acțiunea. Orientalii, chinezii ne spun că în acest an trebuie să fim cât mai îndrăzneți, trebuie să fim cât mai cutezători și cumva să
punem în aplicare planurile pe care le-am abandonat sau le-am lăsat cumva în urmă. Este un an în care trebuie să fim, deci, cât mai îndrăzneți, cât mai de viață și cumva cât mai deschiși. Asta noi, per general. Per general, spre noi oportunități. Iarăși o altă deosebire legată de zodiacul, mă rog, între zodiacul chinezesc și cel european, este dată de către prezența în zodiacul chinezesc a 5 elemente. În zodiacul european sunt doar 4. Și acum voi detalia, dacă îmi permiți, cele 5 elemente pentru zodiacul chinezesc, pentru că acesta este cumva mai interesant și este cumva mai exotic pentru noi europenii. Un prim element al zodiacului chinezesc este metalul. Acesta este în analogie cu duritatea, cu inflexibilitatea, cu încrederea de sine foarte puternică și cumva ca și simții corespunde auzul, iar ca și organ plămânii. Anul, iarăși un alt element ar fi apa. Aceasta este în analogie cumva cu flexibilitatea, cu maleabilitatea, dar și cu indecizia, iar ca și simții corespunde mirosul, iar ca organ rinichii. Și un alt element ar mai fi lemnul, care conform orientalilor corespunde trăsăturilor gen expansiv, generos, integru, ca și simț îi corespunde tot mirosul, iar ca și organ ficatul. Automat, anul acesta fiind un al elementului lemn, cumva a trebuit ca toți să fim mai atenți, mai prudenți când vine vorba de afecțiuni, de anumite probleme legate de ficat. Deci asta este o chestie generală. Un alt element este focul, care ne duce cu gândul spre cuvinte cheie gen hotărât, dinamic, întreprinzător, iar ca și simții corespunde simțul tactil și inima ca și organ. Și ultimul element din zodiacul chinezesc, din horoscopul chinezesc, ar mai fi pământul, care reflectă trăsături, calități care țin de seriozitate, organizare, simț obiectiv, iar ca și simț îi corespunde simțul gustativ și ca și organ splina. În orice caz, chestiunile sunt destul de complicate când vine vorba de horoscopul chinezesc și există și acolo un fel de ascendente și alte chestiuni foarte interesante. Se vorbește în horoscopul chinezesc de cei 4 stâlpi ai destinului. Primul stâlp este dat de către an. Spre exemplu, eu sunt ca și zodie în horoscopul chinezesc iepure de foc și automat iepurile de foc îmi dă caracteristicile anuale ale zodiacului chinezesc. Dar se mai împarte și în funcție de lună. Dar este cumva o împărțire secundară. Ceea care contează este cea pe an. Deci în funcție de lună se mai iau iarăși chinezii când realizează horoscoape, deci se face și acolo un semn, se găsește și acolo o corespondență, un semn zodiacal, iarăși se împarte și pe zile și în funcție de asta este al treilea stâlp al destinului și în funcție de ore al patrulea stâlp. Deci cel de pe ore se parte undeva la 2 ore și asta un ascendent într-un semn zodiacal chinezesc. Și acum, dacă îmi permiți, Evelina, să revin puțin la câteva interpretări legate de horoscopul european. Câteva idei pentru, da, foarte pe scurt, pentru 2014. Până prin 16 iulie, Jupiter va rămâne sub semnul racului. Automat, până în acel moment, sunt foarte avantajate chestiunile care țin de casă, chestiunile care țin de familie, chestiunile care țin de relaționarea cu părinții și iarăși modificările, într-un sens pozitiv, în casă. După data de 16 iulie, Jupiter va intra sub semnul leului și din acel moment vor fi avantajate, din punct de vedere astrologic, în horoscopul european de această dată, toate chestiunile care au legătură cu dragostea, cu copiii, cu acțiunile romantice și tot ceea ce înseamnă iubire. În prima jumătate a anului sunt foarte avantajați nativii semnelor cardinale, ale semnului berbecului, ale semnului balanței, ale semnului racului, precum și ale semnului capricornului. Deci prima jumătate, în primele șase luni. În primele 6 luni. Și din punct de vedere financiar, dacă sunt oameni interesați. Facem tare avantajat primele 6 luni, cei care facem parte din zodiile amintite de tine. Exact. Și din punct de vedere financiar va fi bine pentru aceștia. Și iarăși destul de benefic din punct de vedere material.
va mai fi în primele 6 luni și pentru nativii semnelor precedente, ale semnelor mutabile, fiind vorba aici de fecioară, de pești, de gemeni și de săgetător. Și pentru aceea sunt aspecte bune din punct de vedere financiar în primele 6 luni ale anului. Te întrerup doar 2 secunde. Da. Colegii noștri au făcut niște voxuri pe stradă și chiar am să-i rog să ne arate acele voxuri, să vedem în ce măsură cred oamenii în horoscop, în soarta și destinul lor, în ce măsură sau ce întrebări au oamenii pentru tine, pentru că foarte mulți, deja te cunoaște lumea, foarte mulți au întrebări. Sunt zodie de pământ, am auzit că în acest an nu prea merge bine. Sunt, nu știu, zodie de aer, merge sau nu merge bine. Chiar am să rog să urmărim și pe urmă revenim. Ok. Spuneți, credeți în zodiacul chinezesc? Da. În ce, în ce an sunteți? În 1960. Și ce an este acela? După cât știu, anul șobolanului. Și, eu știu, aș fi curioasă tot o să văd ce-mi spune astfel. Ce vă rezervă acest an? Da, ce-mi rezervă acest an. Spuneți-mi dacă credeți în zodiacul chinezesc. Da. Destul de mult sau așa? Parțial. În ce an sunteți născută în zodiacul chinezesc? Din câte știu eu, bivol. Și m-ar interesa așa să știți ce vă rezervă astrele pentru anul 2014? Să zicem, da. Cum credeți că va fi un an mai bun? Din păcate, nu cred. Nu? Nu. Credeți că tot așa ca 2013? Sau mai rău. Andrei, oamenii pe care i-am văzut în materialul realizat de colegii noștri sunt născuți în anul șobolanului și în anul bivolului. Ce le aduce acestor oameni anul 2014? Da. Acum voi începe. Deci, oamenii care sunt născuți în 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008 sunt născuți sub semnul șobolanului. O mică problemă apare doar pentru cei născuți în primele 2 luni ale anului, deoarece aceștia, o bună parte din ei, pot aparține semnului anului precedent. Dar pentru cei născuți între martie și decembrie nu este nicio îndoială că aparțin semnului șobolanului. Pentru cei din șobolan, conform horoscopului chinezesc, arată unele aspecte cumva mai dificile, cumva mai dure pentru 2014. Pot apărea probleme legate de cuplu, mare atenție pentru nativii din semnul șobolanului în 2014, când vine vorba de probleme familiale, probleme care implică partenerul de viață și precum și dificultăți legate de afaceri și lucruri de genul acesta. Și iarăși mult mai multă atenție cu banii, vă rog, pentru cei născuți sub semnul șobolanului. Și acolo pot interveni tot felul de situații mai ciudate. În ce măsură? Nu fac bani sau cum îi fac așa să și duc? Teoretic, depinde probabil în funcție de fiecare nativ în parte. Ceea ce este cumva important de reținut e că vor fi probleme. Acum nu știu exact de ce măsură, dar cert e că vor fi ceva dificultăți, vor fi ceva probleme. Bun. Acum voi trece la semnul zodiacal al bivolului sau al boului, cum se mai spune. Aceștia sunt născuți în 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 sau în 2009. Discuția intervine doar pentru cei născuți în primele 2 luni ale anului. Din păcate, pentru aceea este destul de complicat pentru a li se releva cumva semnul zodiacal. Trebuie să caute ori pe internet, ori să apeleze la cineva care realizează calculul exact. Și pentru nativii semnului bivolului sau al boului apar unele dificultăți de ordin financiar, de ordin material, și acolo, din păcate, nu este un an foarte favorabil, numai că ei vor trebui să fie mai atenți la probleme care țin de copii, de urmași. Iarăși, acolo, dacă se poate ca acești nativi să fie mai atenți în noul an. Într-adevăr, anul calului de lemn este un an bun, dar uneori mai aduce și chestiuni. Toți. Nu pentru toți, din păcate. Bun. Dar le dă speranță. Am văzut că aceștia trebuie să fie atenți la bani și iubire. Haideți să vedem ce le rezervă astrele persoanelor născute în celelalte semne zodiacale. Pentru asta, iarăși urmărim voxuri. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți așa un pic în horoscop. Cred.
Și ne-ați putea spune și în ce an sunteți născut, ca să vedem din ce an faceți parte al calului? Al... În ianuarie 53. În 53? Hai să vedem. Ce... Dragon. Dragon? Dragon. Și ați fi curios să vedeți ce vă rezervă astrele pentru acest an? De ce nu? Nastru, știți în ce an sunteți născută? 68. Și este... Maimuță. Maimuță. Ați fi curioasă să vă răspundă colegul? Da? Ok. Credeți așa în zodiac? Da. Deci vă orientați așa în viață în funcție de... Țineți cont de sfaturile astrologului? Sau? Nu, când ne convine, ținem cont. Când nu ne convine, mai convine. Ok. Bine. Așa este, dar în funcție de ce ne spun astrele. Da. Acum voi trece la următorul semn zodiacal, la interpretarea horoscopului pentru semnul tigrului. Cei născuți sub semnul tigrului sunt nativi din 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 și 2010, cu o discuție respectivă pentru cei născuți în primele două luni ale anului. Pentru aceștia se arată un an foarte frumos, foarte favorabil, când vine vorba de chestiuni care țin de profesie, de carieră. Aceștia vor fi foarte avantajați din punct de vedere profesional, din punct de vedere social și pot să acceadă la o funcție cumva mai înaltă sau pot fi cumva onorați, priviți mult mai bine decât superiorii ierarhici. Iarăși, pentru aceștia nativi ai tigrului, se arată un an bun și din punct de vedere financiar, din punct de vedere bănesc. Sunt orale, merge bine, altora da, așa este. Asta în viață, din păcate, se compensează lucrurile întotdeauna. Sunt sigur că și ceilalți nativi în anii următori vor avea aspecte la rândul lor pozitive. Sunt întoarce roata întotdeauna. Da. Și au aspecte foarte pozitive din punct de vedere financiar și, prin urmare, un an bun, cel puțin când vine vorba de chestiuni materiale, pământești. Următorul semn pentru care am să spun interpretare este semnul iepurelui sau al pisicii, cum mi se mai spune. Aceștia sunt născuți în anul 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 sau 1999. Pentru aceștia din semnul iepurelui se arată un an foarte benefic, foarte bun, când vine vorba de prieteni, de prietenii, de idealuri. Ei pot să își formeze, să spunem așa, noi aspirații noul an chinezesc și iarăși, din ceea ce se mai vede acolo pe tema orientală, vor avea beneficii destul de importante din partea amicilor, a prietenilor, a celor cu care relaționează și a celor cu care păstrează o legătură puternică, profundă. Iarăși este un an bun când vine vorba de muncă și de sănătate pentru acești nativi ai semnului iepurelui. Haideți să vedem câteva cuvinte și despre dragon. Despre dragon. Ok, ok. Acum voi trece la următorul semn al dragonului. Aceștia sunt născuți în anul 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 și în anul 2000. Pentru nativii semnului dragonului, se arată un an cumva mai dificil la capitolul comunicare. Acolo vor trebui să fie mai atenți, mai prudenți și să fie cât mai precauți în legătură cu vorbele care le iasă. Deci au probleme gură, cu comunicarea. Cu comunicarea acolo să fie, dacă se poate, cât mai atenți. Și iarăși este foarte important să încerce să fie cât mai altruiști și cât mai pozitivi și cumva să aibă un comportament cât mai amabil, cât mai amiabil față de toată lumea, dacă se poate, și să evite conflictul și cearta. Foarte, foarte important pentru acești nativi ai semnului dragonului. Dragonii sunt certăreți, da? În general, nu. Poate nu? Mai sau pulsiv, numai în acest an. În acest an, cumva mai certăreți, poate să aibă probleme de comunicare și va trebui să fie mai atenți. Am înțeles. Cel puțin așa relevă. Până acum am văzut ce le rezervă astrele celor născuți în primele 5 zodii. Mai sunt încă 7. După materialul următor, vreau să le spui și celorlalți telespectatori cum influențează animalul care guvernează anul în care s-au născut. Spuneți-mi, dumneavoastră credeți în zodiacul chinezesc? Da, cred și mă interesează. În ce an sunteți? Sunt născută în 1954 și... După cât am urmărit la emisiunile cu astrologie, acesta este anul carului.
An care va începe și da, acum pe 31. Pe 31 februarie, da. Sunteți curioasă să știți da, ce vă spun, ce vă rezervă astrele pe anul acesta? Da, aș fi interesată, sigur că da. Cum ți se pare zodiacul chinezesc? Știi câte ceva despre el, așa? Nu știu foarte multe, dar mi se pare interesant. Dar știi cărui an îi corespunde, așa, în funcție de anul nașterii? Da, parcă în anul câinelui. În anul câinelui. Și spune-mi, cum îți dorești să fie anul acesta pentru tine? Mai bun? La fel de bun? Un an mai bun. Tot timpul sper la ceva mai bun. Știi câte ceva așa despre zodiacul chinezesc? Foarte puțin ce am citit pe internet, ce am mai auzit la televizor. Așa, din ce ai citit, cum ți se pare interesant? Sincer, da, numai că nu am citit foarte multe despre el. Știi și așa, sub, în anul cărui animal te-ai născut? Din câte știu, iepure. Iepure? Da, iepure. Și cum crezi că va fi acest an 2014 pentru tine? Sper să fie cât mai bun. Mai bun ca cel trecut. Acum voi trece la următorul semn chinezesc. Este vorba de semnul șarpelui. Aceștia sunt născuți în 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 și în 2001. Pentru nativii semnului șarpelui se arată iarăși un an mai dificil, dacă când vine vorba de manifestarea lor în societate, va trebui să învețe să fie iarăși cât și dumnealor, cât mai altruiști, cât mai pozitivi și iarăși cât mai echilibrați, dacă se poate. Iarăși, nativii semnului șarpelui vor trebui să fie mai atenți cu sănătatea, mult mai multă atenție cu sănătatea și iarăși vor trebui să fie mai cu spirit de echipă când vine vorba de locul de muncă. Acolo se văd iarăși unele mici probleme, unele mici dificultăți. Acum, dacă îmi permiți, voi trece la următorul semn zodiacal, la semnul calului. Este calul favorizat sau nu? Îi merge bine? Calul în anul lui? Îi merge chiar foarte bine. Foarte bine. Dar nu la toți? Hai să ne înțelegem. Depinde în primul și primul rând și de alte constante, cum ar fi luna nașterii, cum ar fi ziua și cum ar fi și chiar ora nașterii, de acei patru stâlpi ai destinului. Dar această interpretare este o interpretare cu caracter general și lucrurile pe care le voi spune în interpretarea aceasta au o nuanță generală care oricum se va îndeplini pentru nativii semnelor respective, doar că întotdeauna vor apărea unele mici particularități în cazul fiecăruia în destinul său pentru acest an. Da. Știți? Haideți să o luăm pe general, calul, da. Cum da. Îi merge? Pentru cei din cal, li se arată o perioadă foarte, foarte bună când vine vorba de personalitate, de modul în care se prezintă și se exprimă în fața celorlalți. Iarăși este un an în care vor fi mai buni, cumva mai cutezători, mai îndrăzneți și vor avea mult mai mult noroc, mult mai mult succes în toate chestiunile pe care le întreprind. Pentru aceștia din semnul calului, se arată totuși unele mici probleme legate de sănătate. Acolo să fie, dacă se poate, mai atenți, să nu se consume prea mult prin prea multă cutezanță și prin prea mult activism, să spunem așa. Da. Acum voi realiza interpretările pentru următorul semn al horoscopului chinezesc, pentru semnul caprei. Aceștia sunt născuți în 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 și 2003. Pentru acești nativi ai semnului caprei pot apărea unele mici probleme în acest nou an al calului de lemn legate de sănătate și sau legate de locul de muncă, dar aceste probleme se vor remedia foarte, foarte probabil în proporție de 99%. Vor fi dificultăți, vor fi probleme, dar remediabile și asta este foarte important de reținut. Acum voi spune interpretarea pentru următorul semn al maimuței. Cine născut sub semnul maimuței sunt cei din anul născuți în anul 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 și 2004. Pentru aceștia născuți
sub acest semn zodiacal al maimuții se arată un an foarte, foarte bun, foarte frumos, când vine vorba de chestiuni care țin de cuplu, când vine vorba de chestiuni care țin de afaceri, iarăși și în carieră, iarăși vor avea mult mai mult noroc, mult mai mult succes, se pare, pentru anul calului de lemn. Deci doar chestii pozitive pentru nativii semnului maimuței. Acum, referitor la următorul semn zodiacal, acel al cocoșului, aceștia sunt născuți în 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 și 2005. Pentru nativii semnului zodiacal al cocoșului, apar oarece pericole, oarece lezări ale situației matrimoniale și ale situației care ține de cuplu, de parteneriat. Iarăși, să fie mai atenți la capitolul comunicare, acești nativi ai semnului cocoșului. Acum voi spune interpretarea și pentru semnul câinelui. Aceștia sunt născuți în 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 și 2006. Pentru aceștia se arată un an bun, chiar foarte bun, pe plan financiar, deci nativii zodiei câinelui vor avea în general beneficii financiare, beneficii materiale și iarăși acești nativii din semnul câinelui vor avea cumva unele beneficii legate de o educație înaltă, cei care sunt studenți, cei care încă sunt la școală, spre exemplu, vor avea un an destul de bun din ceea ce relevă anul calului de lemn și iarăși dacă vor să călătorească în afara țării, aspecte chiar foarte pozitive și foarte frumoase. Acum voi spune interpretarea pentru ultimul semn al horoscopului, al zodiacului chinezesc, este vorba aici de semnul mistrețului sau al porcului. Aceștia sunt născuți în anul 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 și 2007. Pentru aceștia este un an în care există, din păcate, o mică predispoziție înspre incidente, înspre accidente, acolo vor trebui să fie, dacă se poate, mai atenți, mai prudenți, dar, pe de altă parte, se le arată o situație foarte favorabilă legată de casă, de familie, de domiciliu și de părinți. Așadar, lucruri și bune și mai puțin bune se echilibrează viața întotdeauna. Cam aceasta a fost interpretarea pentru zodiacul chinezesc. Andrei, să știi că eu voi ține cont de sfaturile pe care mi le-ai dat, cred că și telespectatorii vor face la fel. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Noi ne revedem duminica viitoare cu alți oameni de lângă noi.